parte, mulțumesc mult de tot pentru intervenții. Mergem mai departe cu următorul invitat, Ionuț Sas, vicepreședinte al Camerei de Comerț Americane în România, lider al grupului de lucru pentru educație din cadrul AmCham și VP of Tax Payroll and Equity în cadrul UiPath, o experiență în fiscalitate de peste 30 de ani la PwC și la UiPath. Ionuț coordonează activitățile globale ale grupului în domeniile fiscal, salarizare, compensare în instrumente de capital, fiind parte din echipa de leadership globală a UiPath. Ionuț este implicat în activitățile fundației UiPath, a cărei misiune este dedicată îmbunătățirii calității educației și accesului la educație pentru copii din zone defavorizate din România și nu numai. Bună! Bună ziua! Bună ziua! Te rog, ai cuvântul? Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru Noi introducere. mulțumim! Cred că ca temă pe care am ales-o astăzi e legată de stimularea cercetării și inovării ca motor de creștere economică. Și o să încerc în minutele care le-am bănuit, că sunt tot 7 minute, să punctez prima oară un pic, subiectul să fie un pic holist, dar să pornim și de la o anumită realitate pe care domnul Pampucean a punctat-o foarte, foarte bine cu câteva minute înainte de intervenția mea. În primul rând, în AmCham considerăm că partea de activitățile de cercetare, dezvoltare și de inovare reprezintă și vor reprezenta un element și un factor determinant pentru stimularea creșterii economice, atât pentru România, cât și pentru toate țările de pe acest mapamond. Din păcate, și voi începe cu aceste lucruri, din păcate, România, holistic vorbind, nu stă neapărat cel mai bine la nivel de Uniunea Europeană, fiind printre ultimele locuri la nivelul cheltuielor de cercetare, dezvoltare și inovare în total ca procent din PIB, realizată de către mediul de afaceri. La fel, se ating procentele din targetul, din țintele naționale au fost atinse doar într-un procent de 25% în contextul strategiei Europa 2020. Acestui procent, dându-se pe lângă, să spun, lipsa de investiții și lipsa de predictibilitate specifică în momentul de față în României. Cu privire la performanța în inovare, din păcate, din nou ocupăm ultimul loc în European Innovation Scoreboard, EISA 2020, iar în Global Innovation Index din 2018, sper să fie ultima cifră actualizată, să ocupăm locul 51 din 140 de țări clasificate. Vreau să dăm și această statistică din perspectiva AmCham, tocmai pentru a arăta de unde pornim. Nu neapărat a fi pesimiști, dar în același timp să fim realiști, să spunem că, într-adevăr, un număr de ani a fost irosit, din păcate, în diverse alte inițiative, nu neapărat în zona de cercetare, dezvoltare și inovare. Cu toate acestea, evident că partea frumoasă în aceste activități este că, în momentul în care găsești un domeniu sau o nișă, nivelul de creștere este unul exponențial, nu doar incremental. Ca atare, nu trebuie să fie ignorat aceste domenii, trebuie să fie ignorate, iar modelele bazate pe industrii bazate, pardon, pe inovație și prin atragerea cât mai multor jucători în aceste activități ar fi un preambul fericit pentru a dezvolta și în România aceste activități. Suntem, din nou, statistic vorbind, cu unele dintre cele mai mici scoruri în Adjusted Resource Excellence. La fel, putem să ne uităm inclusiv la numărul de patente care sunt înregistrate în România, unde, din nou, ne plasăm, din păcate, cu un procent extrem de mic, undeva la 0,09% din totalul UE 28 pentru perioada 2014-2019, din păcate. Și ca atare, considerăm că elementele primordiale, pe lângă investițiile din mediul privat care se întâmplă și dacă există finanțare, s-a punctat puțin mai devreme din diverse surse, această cercetare va fi efectuată, dar cred că e nevoie de o schimbare, credem că este nevoie de o schimbare de paradigmă în România prin dezvoltarea unor parteneriate între universități și instituții publice de cercetare și mediul de afaceri. Nu zic că nu există, el există, el trebuie să fie continuată într-o formă mult mai largă, mult mai sistemică și mult mai întrepătrunsă cu viața de zi cu zi. La fel, a spune eu, și la îmbunătățirea legislației cu privire la proprietatea intelectuală din România,
S-a menționat într-adevăr puțin mai devreme de diversele programe de dezvoltare la nivelul, studenților, populației din România și a schimbat cum ții mentalitatea de la, să spunem, o cunoștință bazată pe actual facts, pe o cunoștință bazată pe studii de antreprenoriat. Iar aceste lucruri ne vor putea ajuta să ne plasăm pe o trasă frumoasă. Există și exemple pozitive în acest sens, ne-am putea uita la Estonia, un exemplu mai recent, ne putem uita la Irlanda, evident, care a început acest demers undeva spre sfârșitul anilor 80 și a reușit să schimbe cu totul fața economiei Irlandei. Dar în același timp, pe lângă elementele de digitalizare care au fost punctate și de către Bogdan puțin mai devreme, nu am ignorat și potențialul infrastructurilor paneuropene de cercetare găzduite de către România și investirea unor resurse importante în proiecte de infrastructură largi, cum ar fi cel de nuclear fizic, de a ne reintegra în procesul, de a continua parte în procesul proiectul Danubius și aveam un rol cheie în agenda strategică de cercetare la Marea Neagră, creștere albastră. Toate acestea vin și pe fondul unui, să spunem, unui cadru legislativ care, din punct de vedere, să spunem, fiscal, prezintă anumite facilități care sunt interesante și care sunt extrem de lăudabile și ne bucurăm foarte mult că ele există în cadrul legislației române, dar, din păcate, există anumite dificultăți pe care contribuabilele le întâmpină în practică în aplicarea acestora. Mă refer la scutirile de impozit pe profit pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, o deducere suplimentară la unor cheltuieli legate de activitățile de cercetare-dezvoltare și aplicarea unei metode de amortizare accelerată. Nu o să intru în detalii pentru aceste măsuri, dar vreau doar să punctez că cadrul legislativ este în prezent unul favorabil, dar din păcate ne-am dus cumva ca de obicei în activitățile din România, ne-am dus în zona de implementare doar parțial, lipsind ultima milă de a livra și un proces administrativ coerent. Nu în ultimul rând, considerăm în MCM că ar fi foarte util ca România să se poziționeze precum alte țări din Uniunea Europeană în crearea unui cadru legislativ cu privire la un innovation box sau patent box care va reuși, sperăm noi, să păstreze cât mai multă proprietate intelectuală intangibilă în România, cu efectele de valoare adăugată ridicate și cumva să schimbăm puțin acea paradigmă pe care o spunea domnul Pompapa, după am funcționat puțin mai devreme, legat de economia în forma de contract manufacturing. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Sper că m-am încadrat în cele 7 minute. Mulțumim. A fost foarte bine și foarte condensată intervenția. Mulțumim. Dacă sunt întrebări. Da, eu. Da. Varujan sunt. Da, vă rog. Este un lucru remarcabil ce a spus domnul de la AmCham. Vreau să vă spun că în anul 1950, Statele Unite, Congresul American înființa National Science Foundation, tocmai pentru că descoperise cu stupoare că Statele Unite aveau un decalaj foarte mare față de Germania, care fusese tocmai învinsă. Între timp, majoritatea statelor lumii au construit asemenea entități care finanțează proiecte foarte mari naționale. Noi continuăm cu finanțarea unui soi de cercetare de întreținere, așa, ca să ținem oamenii ocupați în locurile de muncă. Eu intenționez să construiesc legea asta și aș vrea să-l rog pe domnul de la AmCham dacă poate să mă ajute cu orice fel de documentație legată de câte documentație publică am găsit, am utilizat ca să construiesc o lege de genul acesta. Este, după părerea mea, vital să avem 1, 2 sau 3 domenii în care să însemnăm ceva pe planeta asta. Țările care nu sunt foarte dezvoltate în măcar un domeniu de cercetare au șanse foarte mici să mai însemne ceva în lumea în care trăim.
Mulțumesc foarte mult, cu mare, mare drag. O să, din începem, o să vă contactăm și o să discutăm offline despre acest lucru. Cu mare vă drag. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Mă bucur foarte mult pentru aceste schimburi și dialoguri. Dacă mai sunt întrebări, mai avem puțin timp pentru Ionut Sas. Altfel, aș lansa o întrebare din public legată de cercetare și inovare, tocmai tema cumva centrală pe care a abordat-o. România știm că are alocări foarte mici, cele mai mici din UE, și Bulgaria alocă mai mult. Cum putem face juncțiunea între cercetarea din companii private și cea finanțată de stat? Dacă poți oferi câteva insights. Oh, da, e o întrebare absolut validă și foarte, foarte relevantă. Păi, cred că prin a crea, cum o văd personal aici, deci fără să asum în numele MCM, dar în primul și în primul rând, având această paradigmă schimbată și având acest parteneriat public-privat în anumite inițiative, cred că în momentul respectiv s-ar stimula foarte mult partea de noi investiții, inclusiv cele realizate de către sistemul public. Din păcate, trebuie să admitem că sistemul public nu este cel mai bun, să spunem, antreprenor al anumitor fonduri, dar atâta vreme cât s-ar crea un cadru flexibil, a zis, de în același timp reglementat pentru a avea această colaborare între, să spunem, mediul privat și câteva institute de cercetare, dar care să funcționeze într-un mod real, cred că acest lucru ar fi un prim pas. Pe de altă parte, nici n-aș vrea să pun, cum să spun, efectele înaintea cauzei. Cred că cercetarea în România are și un nivel redus de investiții în momentul de față și pentru că, din nou, îmi pare foarte rău că trebuie să spun, nivelul de talente care a rămas în România este unul scăzut. Și noi trebuie, într-adevăr, să ne adunăm ca țară, ca nație, să, în primul rând, să păstrăm talentele existente în România și, în al doilea timp, să readucem anumită o parte din talentele care au emigrat în alte teritorii sau să importăm mai mult talent. În momentul în care acest talent va exista în România, sunt absolut convins că și nivelul de investiții se va schimba. Iar al treilea punct holistic este din ceea ce spuneam și puțin mai devreme. Din păcate, în momentul de față, nu cred că România este țară atractivă din perspectiva proprietății intelectuale, comparativ cu alte state. Nu vreau să spun că nu este atractiv, dar cel puțin făcând o comparație cu facilitățile pe care un antreprenor sau un venture capital le primește în alte teritorii din Uniunea Europeană, România este un pic sub. Nu mai vorbim de, să spunem, de posibilitățile de atrage de finanțare, care se întâmplă, de exemplu, uitându-mă în vest în piața din Statele Unite ale Americii. Foarte, foarte realistă perspectivă.